Mariana Calfa l-a iertat pe Gheorghe Gheorghiu cu ajutorul preotului. După aproape 4 ani în care s-a războit cu fostul iubit, astăzi pictorița i-a spus cu zâmbetul pe buze: la mulți ani. A trecut cu vederea tot răul pe care cântărețul i l-ar fi făcut și își dedică acum toată iubirea singurului mascul din viața ei. Bărbat care nu zice nimic nici despre Gheorghe Gheorghiu, nici despre alți foști iubiți ai blondei. Este fericit doar că Mariana îi oferă dragoste și un acoperiș deasupra capului. Îndrăgostește-mă de tine, nu mă lăsa nici să respir. 4 ani de iubire și alți 4 ani de ură. După atâta timp, Mariana Calfa a reușit să treacă peste tot ce a făcut fostul iubit Gheorghe Gheorghiu. Postul Paștelui a apropiat-o pe pictorița de Dumnezeu, iar în timpul unei spovedanii, preotul i-a luminat mintea. Dacă în toți aceștia n-a purtat ranchiună în suflet pentru cel pe care altădată l-a iubit, blonda, ajutată de duhovnicul ei, s-a hotărât să scape de amintirea artistului și să ierte greșelile. Ierta mai greu, dar acum am învățat să iert mai repede, pentru că până la urmă viața e scurtă și nu are sens să ținem ură, să ura nu ne face decât rău. L-am iertat și pe Gheorghe Gheorghiu. Preotul de acolo m-a întrebat așa mai direct: ești iertată cu cineva? Porți pică pe cineva? Ai vreo problemă? Și am zis nu, dar de fapt în sufletul meu mai erau acolo niște problemuțe. Și în acel moment am simțit să zic că nu trebuie să mai... Adică trebuie să încheiem totul și de data asta chiar din suflet, adică nu mai am nicio treabă cu el. Deși mi-a făcut destul de mult rău la vremea aceea, dar a trecut, asta este vina mea că am acceptat. Și dacă mulți au spus că Gheorghe Gheorghiu ar fi lovit-o pe pictoriță, ei bine, în această privință Mariana Calfa îi ia apărarea. Pe lângă câte lucruri am spus despre el, nu mai era o problemă să spun: da, domnule, am luat o palmă sau 20, dar nu, chiar în mine nu a dat niciodată, pentru că eu mă bazez pe 3 lucruri foarte importante și pe care dacă orice femeie le respectă, nu o să ia niciodată bătaie de la un bărbat. Nu minți, nu înșeli și mai era una. Deci nu minți, nu înșeli și nu provoci așa. Dacă respecti aceste 3 lucruri, niciun bărbat nu o să te bată niciodată decât dacă chiar e nebun. Dar în cazul ăsta... asta e, chem salvarea și îl internezi la nebuni. Dar pentru Gheorghe Gheorghiu nu a fost cazul, căci tot ce are blonda să-i reproșeze se rezumă la faptul că artistul consuma foarte mult alcool și impunea o viață de casnică. Își dorea ca Mariana să stea la cratiță, să se lase de pictat și în cazul în care voia să-și facă o carieră în muzică, avea dreptul să cânte doar melodiile compuse de el. Asta pentru că nu voia ca altcineva, fie chiar și Mariana, să ia pâinea de la gură. Las în urma ta, desigur, multe amintiri și un album cu fostele iubiri. Când ai pe cineva lângă tine care spune nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, clar că este cel mai mare dușman al vieții tale în momentul respectiv. A durat foarte mult să pot să iert, pentru că, repet, l-am considerat dușmanul meu la vremea respectivă. Iubirea, într-adevăr, este foarte aproape de ură și apoi de indiferență. Și așa, indiferentă față de fosta ei iubire, pictorița din Castel nu a uitat că Gheorghiu și-a sărbat astăzi ziua numelui și a făcut un cadou muzical. Sfântul Gheorghe! Cântăm la chitară! Îi spun și la mulți ani astăzi de Sfântul Gheorghe și multă sănătate și baftă în tot ce își dorește el și să fie un pic mai bun, să fie mai înțelegător, să înțeleagă că femeia secolului 21 nu mai stă la cratiță, nu mai stă în casă, vrea mai multe lucruri și atunci trebuie să fie liberă. Asta dacă vrea să fie cu cineva. În ceea ce o privește pe ea, Mariana Calfa se declară fericită în singurătate. Am putea spune că nu e pe deplin sinceră, căci are un mascul cu care împarte totul, până și patul. Este masculul feroce. Singurul mascul din viața ta? Da, în momentul de față, da. Dar vreau să zic că el nu mă ceartă, nu mă pune la cratiță, nu mă întreabă de ce cânti, de ce pictezi, nu mă întreabă nimic, el doar vine, miau, mă iubește. Pentru că toți bărbații au dezamăgit-o, blonda nu are de gând să se mai implice prea curând într-o relație, căci vorba cântecului, unde dragoste nu e, nimic nu e. Aceste cuvinte valorează mult pentru toată lumea, pentru că sunt niște cuvinte adevărate, cuvinte logice, dar degeaba... ele sunt adevărate dacă atunci când le cânti, de fapt, nu ești așa. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, nici viață nu e. La cei 43 de ani, Mariana Calfa se simte ca la 16. Nu vrea iubit care să o constrângă, nu se gândește la copii și visează doar ca o prințesă în castel.
Vrea să-și trăiască viața, să meargă în vacanțe cu prietenele, să picteze ce îi place și să cânte muzică house. Și pentru că a acumulat ceva experiență, pictorița s-a apucat de scris o carte. Vrea cu tot din adinsul să învețe femeile să se descurce și fără bărbați în viața lor. Asta dacă domnii nu fac decât să le pună piedici sau să le tragă în jos. Va fi o carte care va influența femeile românce să nu se mai lase conduse de bărbații demodați care sunt mai misogini, așa. Și dacă tot are atâtea sfaturi bune pentru femeile din România, Blonda este de părere că orice cuplu ar trebui să facă înainte de nuntă un contract. Cel mai bine ar fi să fie și în România moda asta cu contractele, știi? Adică te căsătorești, faci contract prenunțial. Faci contract dacă te desparși și ai copii, să nu-ți ia copilul de lângă tine pentru că tu ești mamă, indiferent că ești cântăreață sau ce ești, nu are importanță. Tu ești mamă, copilul are nevoie de mamă. Și, bineînțeles, tatăl poate să viziteze când dorește. Adică nu aș fi de acord ca mama să sechestreze copilul la rândul ei. Nu este corect. Și de ce nu? Și chestia asta cu bunurile. Pa!